consilierul, că nu poți consiliere să fie. Ia să începem. Domnul consilier Ivâncescu Gheorghe. Domnul consilier Văsioiu. Este domnul vicer ceva trebuie că avem la Tămășoaie de finalizat. Domnul consilier acum a plecat. Ghebuș Ioan. Domnul consilier Sloc Liviu. Domnul consilier Artan Adrian. Domnul consilier Ghiu și Ioan Jean. Da, are ceva probleme și el. Domnul consilier Băștic Vasile. Domnul consilier Bulagea Florin. Domnul consilier Cloc Sorin. Domnul m-a sunat și spune că e plecat cu băiatul la București și l-a făcut viață. Acum, dumneavoastră, domnul consilier, hotărâți, dacă voiți sau învoiți, domnul președinte, da? Vă supune la vot, e plecat copilul la Cămină. Da. Domnul consilier Voicu Florin. Domnul consilier Baștea Ion. Domnul consilier Bulin Ioan. Domnul consilier Farcaș Florin. Domnul Maga Ilie, delegat Sătesc. Și domnul David Marcel, delegat Sătesc. Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar 606 din 25 anua 2017. Vă rog, din rândul dumneavoastră, faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Cloc. Propun că domnul Ivâncescu Gheorghe. Mai sunt și alte propuneri? Supunem la... Vă sunteți de acord ca domnul consilier Ivâncescu să... Mulțumesc. Da, acum dați-mi voie mie să vă spun câteva cuvinte, dar să vă spun bine ați venit, să vă mulțumesc și celor care au ținut să asiste la ședința noastră, vorbesc de cetățenii comunei care au ceva probleme. Să vă spun de procesul ăla la ședința anterioară. După cum bine știți, a fost scris de domnul secretar, este datoria dumneavoastră. Dumnealui are ceva probleme de sănătate, adică de ceva timp, adică o să discutăm la urmă mai pe îndelete, dar acum numai o să intru în, să fac, dacă vreți, un preambul la discuții ulterioare. Astăzi procesul verbal este ilegibil, adică nu se poate scrie, nu se poate înțelege nimic. Deci nu a putut fi redactat. Deci n-am putut, dacă cineva o să priceapă să-l descifrăm. Noi îl lăsăm, acum, fiind în concediu medical, dumneavoastră poate dacă era și îl descifra singur. Dacă l-a scris orice om își cunoaște scrisul. Medicul și-l cunoaște. Deci nu e ceva. Și pentru asta noi cerem scuze, dar un om care a intrat în concediu medical și l-a de atât de... Asta vreau să vă spun câteva cuvinte. De câteva ședințe într-una vă spun că suntem într-o... suntem decimați ca și... Ghilimea de zrigoare, vă rog să le luați în considerație, ca și colectiv. La ora actuală am 3 fete operate, cu concedii medicale. Este vorba de operatorul de rol, vorba de agentul agricol și bibliotecarul, doamna Carmen, din Figuro, am luat cu singurătate, și vorba doamna Uleru. Toate sunt operate, sunt concedii medicale. Am un concediu de odihnă, la ora actuală funcționăm la cotă de avarie, cu foarte puțină lume. Astăzi am chemat o fată din concediu, doamna, am uitat. Doamna Antochi, operată de colicist, de fiere mai pe românește, și am chemat-o de acasă, din concediu medical, să redactăm procesul verbal. Deci suntem chiar la cotă de avare. Casiera e plecată la azi în primărie, eram la 2-3 ore. Contabilă eu și cu doamna Sali. Pentru că, virgulă, casierul este plecată să predea banii, ultima zi din lună și n-avea cum. În septembrie, de astfel de septembrie, n-avea cum chiar o chitanțele tăiate și eram 3 oameni în primărie mari și lați. Am 2 oameni. Restul sunt concert medical și concert de odihnă. Deci despre asta este vorba și închipuiți-vă că un volum de muncă extraordinar. Mai ales că acum, în perioada asta, ne-au pus pe cărcă și chestiunea asta, o curățirii, să colectăm și să strângem de la cetățeni cererile pentru lemn. Deja oamenii cetățenii au înțeles în mod greșit și vă rog să transmiteți că suntem aici în sală. Au înțeles că dă primăria lemn. Și no, domnule, primăria nu dă lemn. Primăriei s-a pus în cârcă încă o sarcină. Să primim cererile de la cetățeni. Să le colectăm timp de o săptămână. Adică să strângem cererile. Bineînțeles că ajutăm să contacteze cu oamenii, nu știu, majoritatea. Așa? Și după care vinerea, de exemplu, acum după ședință, cât de târziu, trebuie să fac un borderou, un tabel centralizator pe care să-l trimit la o colo civic și de-abia de acolo ei
să repartizează pădurarilor fiecare de una cerul lemne, care a cerul la Borșan, care e la Bâlca, care e la Tânășoaia, care e din depozit la Căiuți, și de aia să contacteze ocolul Sipi, că lumea a înțeles, dar ce, când îi chemați la lemne? Tot de-a venit tot de acum, doamna Buziu, și am zis, la ce eu am pădurea mea, dar cine mi le aduce acasă? Doamne, cine vreți dumneavoastră, căutați o căruță, na, căutați un dumneavoastră. Deci lumea a înțeles că primăria de lemne. Deci, total greșit. Primăriei s-a pus în cârcă încă o sarcină, pe care și așa aveam destule, și am preluat-o. Vrei, nu vrei, lege, asta e, preluăm. Deci, datoria noastră este doar atât. Completăm cerurile, mai spunea acolo și domnule primar. Subsemnatul cu tare, cu CNP-ul, cu număr sere, de eu au probleme din pădurea statului. Deci trebuia să-mi pun o viză. Eu nici nu mai am pus viza. Am dat doar număr de înregistrare și le trimit la ei. Cum să spun? Ăla a cerut 10 metri cub de lemne. Dacă eu iau pe, pe col 10 cub de metri cub de lemne, știți 20 metri de cub de lemne. Da, prețurile au venit prima dată cu niște prețuri care eu le-am și afișat. 1200 la ceată, 1700 de la drum autoforestier sau rampă, cum vreți dumneavoastră. Dar nu face 7 rampe. Trage la drum autoforestier și luați acolo 1700 metru cu vorbesc și 2.200.000 din depozit de la Căiuți. Ulterior am înțeles că au modificat prețurile și le-au mărit. Cei de la Romsila, bineînțeles, din urmă. Cei de la Romsila. Despre asta este vorba și de asta vă cer scuze. Pentru că suntem de așa numă. Acum, programa de acțiune, să vedem și chestia cu banii. A fost cu banii pentru liceu, a fost cu schimbarea dosarelor de ajutor social, vine cu banii pentru căldură, cu cere pentru căldură. Avem probleme cu pășune, avem probleme cu... Sunt o groază de probleme. Și noi vin cu... Să lucrez cu 4-5 oameni, este foarte greu, nu greu. Greu. Dosare de rechizite școlare. Și dosare de rechizite școlare, că am și uitat. Atâtea acțiune avem. Vă spun că... E prima dată când spun că aproape ne depășesc... Aproape, chiar ne depășesc. Încercăm să facem față situației. Da. Asta a fost introducerea, doar nu mai spun. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Da. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2017, inițiator Violor Orariu, primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei suprafețe de 4.125 metri pătrați teren arabil pentru investiția canalizare și stații de evorare în satele Borșan, Bâlca, Coțofănești, parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, inițiator Olariu Viorel, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Vâncescu Gheorghe, reprezentant al comunei Coțofănești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorii. Inițiator Violet Olariu, primarul comunei. 4. Informare privind modul de deducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local adoptate în anul 2017, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Coțofănești de Bacău, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Coțofănești de Bacău, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Coțofănești de Bacău. Și cum gânduința dumneavoastră, domnul Cristian, mai avem un punct pe care trebuie să-l supune pe ordinea de zi, care nu-i trebuie hotărârea dumneavoastră, este modul cum a fost dusă la îndeplinire hotărârile Consiliului Local, adoptate de dumneavoastră. L-a spus? Da, e domnul. Mi-a scăpat. Primul ordinea de zi, hotărârile Consiliului Local, adoptate de dumneavoastră. A, deci, mai discutăm despre pășune. Am aici o situație care sună câteva chestiuni. Și ce probleme mai vor? Dacă mai sunt probleme care vreți să le notăm pe ordinea de zi. Dacă nu, s-o pun la vot pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord. Da, mulțumesc. Atunci dau cuvântul domnului primarul Orariu Viorel, care să prezinte primul punct al ordinei de zi. Da, încă o dată bine ați venit. Eu aș vrea ca să încercăm pe cât posibil să fim foarte operativi, să fim conciși și la subiect. E bine să nu batem apa în piuă, să știm exact ce întrebare punem, nu ce răspuns vrem să primim noi, ce răspuns veți primi și să, pentru că altfel e toamnă, e foarte mult de lucru, e mult de lucru și în primărie și avem de treabă fiecare.
și să trecem pe jos peste punctele astea, pentru că vedeți că soapte multe puncte. Și acolo unde chiar sunt probleme, altfel nu batem pe un subiect să stăm 70 de ore să batem pe un subiect. Putem să revenim la subiectul, la un subiect care știu, ar zice dumneavoastră că ar necesita mai mult timp, în ședința ulterioară. Pentru că atunci, probabil că pe ordinea de zi, probabil, cu siguranță vom avea mai puține puncte de ordinea. Și o să trec cu permisiunea dumneavoastră la primul punct de ordinea de zi, care l-a prezentat domnul președinte, mult mai repede și odată. Și o să trec cu raportul de specialitate. Subsemnat e acum Iulia, contabil coțofanii și județul Bacău, având în vedere legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 7/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, adresele de la AJFP Bacău numărul 2197 din 15.09.2017 și 2216 din 21.09.2017, prin care ne transmit influente, respectiv diminuirea bugetului local, având în vedere necesitatea de distribui unor sume pentru demararea unor lucrări de investiții, având în vedere încasarea unor impozite în plus față de programul propus, rog aprobat în ședința de Consiliu rectificarea bugetului local, după cum urmează. La partea de venituri. Se suplimentează cu suma de 8.000 de lei la capitolul 11.02.02 sume de aplicate în DBA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, orașului, municipiului pentru finanțarea drepturilor, asistențelor personale și ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații ordinare ale persoanelor cu handicap grav. Se diminuează cu suma de 55.000 lei la capitolul 11.02.02 sume de aplicate în DBA pentru finanțarea cheltuielilor de personal a unităților de învățământ preuniversitar. Se suplimentează cu suma de 3.000 de lei la capitolul 070203 impozit pe teren extravilan. Se suplimentează cu suma de 1.000 de lei la capitolul 1650 impozit pentru utilizarea bunurilor. Se suplimentează cu suma de 5.000 de lei la capitolul 300205 venituri din concesiuni. A fost partea, deci, capitolul venituri. La capitolul cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 1.000 de lei la capitolul 6802 asistență socială în caz de invaliditate. Acum descărcăm ce am pus pe venituri, descărcăm pe cheltuieli. Se diminuează cu suma de 55.000 de lei la capitolul 6502 învățământ cheltuieli cu salariile. Se suplimentează cu suma de 6.000 de lei la capitolul 51.01.03 autorități executive cheltuieli bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 3.000 de lei la capitolul 51.01.03 autorități executive active fixe și anume achiziții autoturism Dacia Duster. Totodată solicit aprobarea redistribuirii unor sume pentru începerea unor lucrări de investiții după cum urmează. Propun virarea sumei de 20.000 de lei de la capitolul 67.02 cheltuieli de capital, lucrări noi, reabilitare biserică Coțofănești la capitolul 74.06, canalizare, apă, cheltuieli de capital pentru investiții, achiziții teren, pentru stații, epurare aferentă, canalizare, satele Bâlca, Borșan și Coțofănești, prin programul regional Master Plan de apă în lacul și apă uzată în județul Bacău. Propun virarea sumei de 10.000 de lei la capitolul 6702, cheltuieli de capital, lucrări de abilitare noi, reabilitare biserică la Biserica Coțofănești la capitolul 7202. Alimentare cu apă, cheltuieli de capital pentru investiția, lucrări de alimentare cu energie electrică, stație de tratare cu apă potabilă în stat Tămășoaia, comuna Coțofănești, județul Bacău. Acum, o să... Astea sunt adresele la ANAF pe care le-am pomenit în preambulul materialului. La ANAF, și proiectul de hotărâre. La proiectul de hotărâre. Consiliul Local al Comunei Coțofănești, văzând dispunerea de motive a primarului Comunei Coțofănești, Viorel Orariu, având în vedere prin raportul înregistrat la numărul 4955-2609-2006 și a doamnei Economiului Contabil șef al instituției, având în vedere adresele AJFP, numărul, și nu le mai repet, vi le-am spus odată, având în vedere prevederi legii bugetului de stat numărul 399-2016, legea finanțelor publice numărul 273-2006, modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 19, alineatul 2, din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și prin și articolul 36, alineatul 5, litera A, din legea numărul 215/2000 privind administrația publică locală modificată și republicată, propun spre hotărâre. Articolul 1. Se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Coțofănești pentru anul 2017, după cum urmează. La partea de venituri.
se suplimentează cu suma de 8.000 de lei la capitolul 11.02.02, sume de facate TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pentru finanțarea drepturilor asistenților personal a persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Se diminuează cu suma de 55.000 de lei la capitolul 11.02.02, sume de facate integrate pentru finanțarea cheltuielor de personal al unităților de învățământ preuniversitar. Se suplimentează cu suma de 3.000 de lei la capitolul 070203, impozit pe teren extravilan. Se suplimentează cu suma de 1.000 de lei la capitolul 1650, impozit pentru utilizarea bunurilor. Se suplimentează cu suma de 5.000 de lei, capitolul 30.02.05, venituri din concesiuni. La partea de cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 8.000 de lei la capitolul 680203, asistență socială în caz de invaliditate. Se diminuează cu suma de 55.000 de lei. Se repetă ceea ce spuneam mai înainte la venit. La capitolul 6502, un învățământ, cheltuieli și cu salariile și cu salariile, se suplimentează cu suma de 6.000 de lei, capitolul 510103. Autorități executive cheltuieli bunuri și servicii, se suplimentează cu suma de 3.000 de lei, capitolul 510103. Autorități executive active fixe și anume achiziția autoturii Dacia Duster. Articolul 2, spre punctul 2 sau cum vrei să zic. Articolul se solicită aprobarea redistribuirii unei sume pentru începerea unor lucrări de investiții, cum urmează. Virarea sume de 20.000 de lei de la capitolul 6702 cheltuieli la capitolul lucrărilor noi, reabilitare biserică cu capitolul 7706, canalizarea apei, cheltuieli de capital pentru investiția, achiziție, teren pentru stabilire, pentru stația de epurare aferentă canalizării satelor Boșan, Bârca și Coțovănești prin programul regional Master Plan de Apă și Apă Uzată a județului Bacău. Virarea sumei de 10.000 de lei la capitolul 6702, cheltuieli de capital, lucrări noi, reabilitare biserică Coțovănești la capitolul 7202, alimentare cu apă, cheltuieli de capital pentru pe investiția lucrări de alimentare cu energie electrică, stație de tratare apă potabilă, stat Mășoaia, Comuna Coțovănești, Dețul Bacău. Toate aceste hotărâri care vă prinde forma finală va fi transmisă prin grijă a domnului secretar, a doamnei secretare, în speță, că ține locul doamna Sarin, ține locul pentru doamna Tacineva, vor fi transmise celor interesați. Adică și dumneavoastră vă interesează, dacă vreți o hotărâre, va fi afișată și pe o primărie, va fi transmisă, va fi dată primarului, în persoanele care se ocupă în mod direct, contabilului, casierului și primarului, bineînțeles, și prefectului, județului Bacău. Ce vreau să vă spun ca să nu, dar dumneavoastră aveți nelămurire. Aici eu se ocup pe puncte. Se suplimentează la finanțarea cheltuielor de distanțare la nivelul comunal pentru persoane cu handicap. Deci se pun bani, 8.000 de lei. Adică 1.000 de lei înseamnă 80 de milioane de lei, nu bani. Se diminuează cu suma de 55 de milioane la sume de facturi pentru unităților de învățământ. Deci la învățământ se ia 55 de milioane de lei. Se suplimentează cu 3.000 de lei la capitolul impozit pe teren extravilan. Adică am încasat mai mult decât am preconizat până acum, conform planului de colectare. Se suplimentează cu suma de 10.000 de lei impozite pentru utilizarea bunurilor. Aici e cea mai bună, cămine culturale, cea mai închiria, cea mai... Deci e vorba de 10 milioane, nu e o sumă mare. Suplimentează cu suma de 50 de milioane, ca pe venituri din concesiune. Adică ce am bine concesionat. Așa, în mare, să vă spun. Avem pentru luăm telecom, avem unui cablu, concesiune care le-a refăcut primăria, cu terenurile și cu locurile care ocupă anumite de clădiri, spațiile. La capitolul cheltuieli. Vine aceeași chestie, doar atât trebuie să vă spun aici, la administrație, ca aici se întâmplă. Vreau să spun că s-a făcut rectificare de buget și la administrația publică locală, la administrațiile publice locale, nu s-a dat niciun leu. Fapt pentru care vreau să vă transmit acum, că lunile, noiembrie, decembrie, chiar și octombrie, că acum se ia bani în octombrie pentru septembrie. Suntem descoperiți ca și salarii, pentru că legea asta a fost, chiar dacă sunt de la partidul de guvernământ, legea a fost dată proastă pentru faptul că nu a făcut o grilă, și eu am mai spus lucrul ăsta, o grilă de salarizare în administrații publice locale care să fie, de exemplu, primăria Comunei Coțofane și Comuna de gradul 2 al județului Bacău, cu primăria de gradul 2 din județul, luați Teleorman sau știu eu ce vreți, Cluj, să primească funcționarii publici și
persoanele angajate contractual să primească acele salarii, dar numai să fie diferențiat în funcție de studii și de gratificație, de treaptă. Treaptă și gratificație. Atât ar trebui. Deci, dacă la noi la primar e clară treaba, la noi salariile sunt fixe. S-a înmulțit 4,5 cu salariul minim pe economie și a rezultat 7.500 de lei în poza. Deci la noi a fost la primar și la viceprimar. La dumneavoastră a fost cu 10% la consilieri, ca să votat dumneavoastră, și la personalul din contractual și funcționarea publică am supus aprobării dumneavoastră. Problema e că nu sunt bani, că s-au mărit salariile, bugetul este același pe care l-am adoptat în ianuarie și normal, pe același buget se mărește salariul. De unde e bani? Automat se fac o rectificare de buget. Măcar pentru salarii, dacă nu se dă pentru investiții, că avem destule investiții și avem investiții foarte importante. Și avem partea noastră de cofinanțare, cu cel puțin 10%. Ai o investiție de 600 de milioane, trebuie să dai și tu 60 de milioane. Ai investiție de 1 miliard, trebuie să dai și tu 100 de milioane. Sau 10% 1 miliard, 10 miliarde. Și de asta este vorba. De asta vă spun că s-ar putea să nu primim bani. Acum, dumneavoastră mai primiți un salariu, mai primiți funcționarii mei de aici din primărie, care primesc numai salariul de aici. Și au și ei bănci, au copii la școli, la facultăți, au împrumuturi în bănci și va fi problema. Dar eu gândesc că guvernul ăsta se va trezi la realitate și va face o rectificare de buget pe care eu am fost la Consiliul Județean, m-am interesat, am făcut demersuri la Direcția Finanțelor Publice, am făcut toate demersurile necesare și la guvern. Banii care ne sunt necesari pentru salarii, și nu numai, în primul rând, nu pui acolo prima salarii, am pus că avem pentru investiții. Pentru cota de cofinanțare de 10%, care e un sume mare. Și pe aia am pus salariile și am înțeles că se vorbește de rectificare de-abia pe la jumătatea lunii noiembrie. Să dea Dumnezeu să mă înșel eu de informațiile pe care am, să fie mai repede. Să fiu eu cel păcălit, adică să o fac în octombrie. Dar, după cum se mișcă lucrurile, nu știu care va fi treaba. Uitați că îmi permis să critic și eu guvernul din la care partid fac și eu pe care în 8 luni de zile s-a îndatorat cu 7 miliarde. Care în primele 8 luni ale anului s-a îndatorat cu 7 miliarde, nu? Da. Da. Nu intrăm în amănuntele cu ce s-a îndatorat guvernul, e problema. Nu, era încă în aceeași discuție. Da. E problema lor, va trebui să rezolve probleme financiare, probleme economice ale țării, până la urmă. Pentru că, până la urmă, de la administrațiile publice locale pleacă totul. Deci pleacă primul act și de în sus, de aici. Piramida e de jos în sus, de sus în jos. Ca banda e de sus în jos. Ce vreau să vă spun, aici era important. Am luat de la biserică, am vorbit și cu părintele paroh, cu părintele Florea. Știți că prinsesem să facem la biserică, pe exterior, așa. Ne mai avem bani, ne mai ajungându-ne, trebuia la investițiile astea noi pe care le avem. Pentru apa, stația de tratare a apei la Tânășoaia, trebuie neapărat să tratăm, să facem stații de tratare. E o sumă de, nu știu, am luat 200 de milioane de acolo. Am mai lăsat și la, erau 300 de milioane, am mai lăsat o sumă la biserică, oricum nu ajungeau banii aia. Așa, și am pus la 160 de milioane la, dar din 300 s-a scăzut 160. Diferența a fost-o. Achiziționarul de teren, nu mai fac calcul. Achiziționarul de teren pentru stația de asta, de canalizare. Stația de epurare. Bravo. Noi avem un teren acolo, unde are domnul Manole Stână. Pe colțul ăla e terenul nostru. Pentru că dumneavoastră am intrat un pic în coace, dacă spun ea, supăr ea, mi se transmite. Am intrat un pic în teren. Noi teren cumpărat e chestionat de al nostru, de la familia Pralea, cumpărat de primărie. Pentru... Da, exact. Bravo, știți că știți din ea. Dar ce se întâmplă? Aia spun că, datorită faptul că debitul prului Bârca vara este foarte mic, ei mergeau pe versiunea diversării în apă prului Bârca. Nu merge. N-avea cum. Deci s-a greșit de atunci ei, cei care au venit și au făcut proiectul. Care trebuie să meargă pe Trotuș. Și trebuie să meargă pe Trotuș. Și acum am căutat să achiziționăm teren și în zona asta la Alun. Și ne trebuie exact 4.100 de metri pătrați, 4.125. Exact atâta cer pentru stația. Și trebuia să caut o deschidere de 60 de metri la față. Și am găsit trei proprietari căldărare. Care au unul lângă altul, Vasile Căldăraru și are nume propriu. Am căutat să nu fie nici probleme cu dezbateri de moștenire. Dacă e cu dezbateri de moștenire. Da, Vasile are nume propriu.
Linaru cheamă pe sora sa. Are nume propriu, e una lângă alta, și mai are Anișoara. De pe aici avem o problemă, că nu am găsit alt loc ca așa avea. Avem o problemă pentru faptul că a murit Pietrea, soțul Anișoara, și acum trebuia dezbătută moștenirea între ea și fiice, fete. Și acum îmi trebuie acceptul fetelor cu declarație notarială că pe suprafața asta de pământ renunță în favoarea mamei. Dar una e plecată în străinătate și deja durează. Noi am prevăzut că trebuie să facem o evaluare, nu dăm bani cât vor ei, nici cât vrem noi. Am făcut un datat cu un evaluator, vine, evaluează terenul, cât e hectarul, dar numai așa poți da bani. Deja evaluatorul lucrează la chestiunea asta, iar noi ne muncim să vedem, poate vine fata aia mai repede, că dacă dă de declarația notarială în străinătate, nu știu ce țară e fata aia. Spunea că costă 300 de euro. Cu 300 de euro e mult, 10 milioane. 2, 5 milioane. Foarte mult bani. Aia câștigă săracul acolo, nu-mi dau 300 de euro pentru aia. Și eu câți bani se pot să-i dau aici pentru aia. Și un lucru foarte bun este că am găsit înțelegere și din toată suprafața, nu le iau toată suprafața. Le iau numai o adâncime de vreo 100 de metri, 110 metri. Și restul le rămâne lor. La luni încolo. De la drumul care merge la balastieră, pe partea stângă. Iar ei rămân după de mari cu condiția să le lasă un drum de trecere, de 2 metri jumătate. Dar poate intră și pe partea asta. Dar mai au un drum în capul ăla, pe care l-au stricat Șerban, și am vorbesc cu el, spre Rachel. La Rachel. Și se duce până la Rachel, în drumul ăla. Dar ăsta Șerban l-a arătat. Șeful, de acolo are și Costică, Căldărară. Ținea Ionică să se poate cea. Nu, eu e un înțelegere, dar oricum, nu. Ăștia. Și Leonica avea un act la Leonica. Da. Leonica l-a vândut lui Marius, nepostul. Deci l-a vândut lui Marius. M-am interesat, dar m-am cules toate date. Și n-am găsit trei lipituri decât pe ăsta. Da, da, da. Multare. Da. Și mai era aici prevăzut achiziționarea unui Dacia Duster. La ora actuală nu mai avem toate mașinile praf. Asta mai mult bani cheltuiesc cu reparatul decât cu el. Noi nu ne-am permis să cumpărăm o mașină nouă. Suntem singura primărie pe Valea Totușor, cel puțin. Care nu avem autoturism achiziționat nou. Dar toate primării și-au luat de când lumea și pământul. Și am să luăm o mașină mai acatării să poți pe uși pe toate dealurile. Asta o săptămână merge, o săptămână stau cu ea la reparat. Nu mai e veche, folosită. Ăștia au scos-o din muz, că era gata, ne-a dat un nou de bună. A fost bine, ne-am făcut treaba cu ea. Încă mai fac treaba cu ea. Dar dacă o să fie bani, dacă nu o să fie bani, nu o să fie rare, dar ia câtă că nici anul ăsta nu se... Dar nu achiziționăm oricum la mașină, oricum o luăm în rate, în leasing. Nu. Avem un desfășurător, cât dăm. Cât dăm? Ajunge pe o perioadă de 3 ani, noi să facem un contract. 18.000 și ceva, cu tot cu dobânză. Cu tot, 18.000 și ceva de euro, 18.400 de euro. Se dă un acont de 25%, care înseamnă vreo 4.250 de euro, după care în fiecare lună se dă un desfășurător pe aici, la locul lăsat. Să vă spun, după care fiecare lună se dă undeva la 400 de euro, 300, tot scade. 20 de milioane. Da, scade. Nu e o sumă așa de mare și timp de 3 ani. Am pus în contract clauza că în cazul în care avem banii toți, putem să-i dăm fără să plătim dobânda aferentă celor 3 ani. Totdeauna trebuie să fii atent la amănuntul ăsta de dacă dai bani anticipat, să nu-ți ia banii dobânda ca și cum e plătit la 3 ani. Dar deocamdată nu am încheiat contractul, nu e, dar avem un desfășurător, sper că îl am pe aici, sper că nu-l mai găsesc. Dar vi-l are, dacă vreți. Deci undeva ajunge la 18.400 de euro cu tot cu dobândă. Fără dobândă, fără dobândă, da, e, și cu locul TVA, bineînțeles. Fără dobândă e 15.000 de euro, 15.000 de euro. Dar fără, n-am cerut de asta. Fără toate utilități. Fără toate. Nu, am găsit de asta standard. Și standard n-au decât albe și gri, bleu petrol, albastru petrol. Dacă vrei să ții de aia metalizată, dai diferențe. Mai trebuie să te orientezi la tracțiune și pe asta. Da, e 4x4. 4x4 diesel. Că dacă n-ai 4x4, degeaba. 4x4 diesel. Așa poți să iei una de altă și tot. Da, deocamdată, cum să vă spun, e cu bătaie lungă. Nu știu, anul ăsta oricum e cu lungă. Nu știu sub nicio formă. Vedem ce vor face cei la rectificare. Noi am prins acolo și la... Că n-am solicitat. Dacă la celălalt pe... Nu știu cum să cred că când era președinte de Consiliul Județean Dragoș Benea, noi ne-am descurcat cu totul și cu totul. Da, este un adică chiar dacă sunt în partidul ăsta, mă văd silit să vorbesc
Comuna Coțofănești a dus-o mult, mult mai bine financiar decât doi ani de zile, noi tot rupem mâța de colo-colo. Dar e un mare adevăr. Mulțumesc. Comisia de specialitate. Comisia avizează. Avizează. Supune la vot. Dacă sunteți de acord. Da. Atunci trecem la punctul 2 al ordinii. Deci dau cuvântul domnului primar, dar eu sunt prezent proiect de hotărâre. Raport de specialitate. Subționată nu mai repetăm. Punctul știți de specialitate. Da. Subționatul Leroy-Ler în consilierul Valin vă dau cunoștință în licitatea achiziționării unui teren în vedere construirii stației de epurare a apelor uzate, obiectiv realizat în cadrul programului. De asta s-a și discutat. S-a făcut domnul și doi acum. S-a făcut domnul și doi acum. Zei la program, la proiect. De aici, la terenurile astea, așa, ca am zis de vânzăt, dacă am trecut la punctul 2, așa, odată cu punctul 1, voiam să întreb și eu așa, ca idee, s-a discutat de un preț de achiziție pe metru pătrat. Lăsați, astea sunt, deci în funcție de prețul de stabilit de evaluator, se stabilesc taxele notariale. Prețul de tranzacționare poate fi justificat mai mare sau mai mic decât prețul de evaluare, cel puțin așa știu eu. No, deci nu putem să nicio fără peste prețul de evaluare. Deci ceea ce stabilește evaluatorul aia. Nu putem cumpăra sub prețul de evaluare? Nu, sub preț, da. Păi asta spuneam. Preț, da. Păi asta spuneam. Nu știu dacă, dacă ați vinde dumneavoastră, ați dat sub prețul de evaluare. Eu am obligația, cel puțin morală, dacă nu legală, și legală. Să-i spun omului care e prețul, îl oferim cu evaluatorul. Păi ce facem? Jucăm buza, stăm la pătrunjel aici. Nu la pătrunjel, dar sunt lucruri care se negociază într-o tranzacție. Dacă negociam, mai avem nevoie de evaluator. La ce mai fac evaluare? Păi, dar ne obligă legea să facem evaluare. Oricum, oricum de asta. Păi, da. Evaluarea, sunt sigur că va fi sub prețul terenului. E normal. Ce obligă este evaluatorul la prețul terenului? În fața cărie, e un cărere de 100% mai mare. Evaluarea este mult mai mare decât prețul din care se tranzacționează aici. Noi avem tot interesul să-i dăm cât mai puțin, dar nici nu poți să-ți bați joc de una. Există un catalog al prețului. Omul vrea cât mai mult și dumneavoastră dacă îți vinde. Vrea cât mai mult, dar nu vedem. Deocamdată discutăm de pelea ursului din pădure. Să vedem ce stabilește evaluatorul. Așa, cam cât mai este prețul aici, cu cât mai negociază lumea prețul aici. Prețul lumii ți-l spun eu. 1.000.000 de lei. 1.200.000, 1.500.000. Prăjină. Asta este prețul. 1.500.000 prăjină la libera tranzacției. Doamne, haideți să vă mai spun o chestiune. Aici e o chestie mai specială. Știu, omul îți dă fața terenului. Toată. Da, domnule, da, aveți dreptate. E chestiunea e specială, deci. Da, cum? Noi vorbim în caz Șerban a venit și a pus 1.100.000 de afișe prin comună și oferă 6.000 de lei pe hectar, adică 60 de milioane. Tâmpi cine-i dă? Nu, 60 de milioane. Hectarul. Ce te mai dau? Să-i dea și lumânare. Și cola. Da, dar în anumite condiții. Da? Să ai măcar jumătate de hectar. Măcar jumătate de hectar. Unde la respectivul depinde de tablă. Să ai probleme de dezbaterea moștenirii. Multe. Sigur, sigur. O să vă informez că a stabilit evaluatorul. Oricum vă spun, oamenii ăștia așa au cel mai mult. De exemplu, pentru că și-au dezbătut moștenirea, e deja un cadastru făcut. Păi un cadastru. Dar acum, noi trebuie să mai facem un cadastru pentru că trebuie să rupem din trupuri. Se împarte. Este obligator să se facă cadastru. Dar ei au cadastru făcut că și-au dezbătut moștenirea. Și-au plătit și cadastru. Nu ți-l dă așa de... Dar nu facem o sfat de jocație. Dar nu e vorba de imediat vă gândiți la România. Român acolo fuge de noi. Păi, dar eu v-am spus că așa se tranzacționează. Suntem noi suspicioși. Dar nu e vorba de suspiciuni neapărat, domnul primar. Eu am spus așa, suntem noi, nu dumneavoastră. N-ați înțeles? Eu am vorbit la general. Da, dar nu a deschis nimeni subiectul. Atunci, dacă comisia de specialitate. Comisia a vizit o porom și doi. Atunci putem să supunem la vot. Dacă sunt de acord. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 3. Punctul 3, da, e vorba de CRAP. Având în vedere, referat în atenția membru al asociației, având în vedere solicitarea SC CRAP ESA de modificarea tarifelor serviciilor prestate decât altele cele de furnizare servicii de apă și de canalizare conform articolul 16, articolul 3, litera D, cu coroborat
cu articolul 21 aliniat din statut asociației de dotare și între comunitatea Bacău, orice alt act adițional care are ca obiect aprobarea stabilirii ajustării modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator, vor fi votate de reprezentanții asociațiilor de adunare generală a asociațiilor doar în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Față de cele mai sus, vă rog să analizez actele adiționale numărul 33 și numărul 34 în vederea exercitării votului adunării generale privind tarifele pentru diverse servicii pe care se efectuează, pe care le efectuează operatorul. Și aici proiect de hotărâre. La articolul 1 se propune să se acorde mandat special domnului Băncescu Gheorghe, reprezentant cu ATECO Sovenț de Bacău, în AGA Asociației de Dezvoltare de Comunicare, ADIP, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează. E vorba de servicii pe care le efectuează la noi. E vorba de gunoi și cam atât. Și vorbeași de apă, că au cire de așa de cramă. Acum, ca să nu mai intru, ai tot a fost la punctul 3. Domnul Ivancescu este mandatat de Consiliul Local de ani buni. Ca să mandatăm pe altcineva, ar trebui să preia lucrul. Da, dacă dumneavoastră vreți să mandatați pe altcineva, n-am nimic motiv, numai că aveți niște obligații de a vă prezenta la ședințe. Și dumneavoastră, cum aveți serviciu pe la CFR-ul, până mai aveți dumneavoastră, în ziua în care vă invită, nu putem să vă duceți. Dumnealui fiind la învățământ aici, fiind și intelectual, adică toți sunteți intelectuali, domnul, fiind și aici toată ziua în comună și ținând legătura unul cu alții. Dar poate fi primarul comunii, dar încât mă derobează pe mine de o sarcină, pentru că și așa le avem prea multe, mă derobează de o sarcină și eu propun, uite, nu că propun eu, adică sugerez că tot domnul Ivancescu ar fi cel indicat să reprezinte Consiliul Local, la aprobarea tarifelor, la taxelor. La... Doamnă primar, dar să ne dea vreo și nouă bere, că am vorbit și anul trecut și cu 2 ani, el se tot duce la Bacău, acolo... Dumnezeu se duce pe mașina lui și ori nici benzină nu e de cum. Îți dau eu când iau... Dar nu, la toți vreți să dai. Păi nu, dau la toți. Când îmi dă de acolo, vă dau. Da? Mulțumesc. Da, da. Juridicul este de acord cu numirea domnului Băncescu Gheorghe pentru mandatare. Dacă sunteți de acord. Până la bani. Da. Trecem la punctul 4. Da, la punctul 4 pomeneam ceea ce venisem eu în completare, că am zis că nu e prins în ordinea de zi, era vorba de modul cum s-au dus la îndeplinire în hotărâri Consiliul Local. Eu acum sunt foarte multe hotărâri Consiliul Local, că începe din prima hotărâre din pe anul 2017, 30.01, la raportul primarului. Și vreau să spun că este destul de stufos materialul. Eu, ca să vă citesc pe tot, durează foarte mult. Dacă vreți... Dar s-au dus toate la îndeplinire. Nu, sunt anumite faze, că n-ai cum să... De exemplu, ai alimentarea, ai cu canalizarea și suntem în etapa de documentație. Cu grădinița, suntem în etapa de documentație. N-am scos-o la achiziție, n-am scos-o încă la licitație. Deci toate sunt. Dar dacă vreți, vă citesc. Uite, prima hotărâre, din 30.01.2019. Hotărâre privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economică socială a comunei Pocioblești pe anul 2005. Mai pe scurs spus raportul primarului. Și aici adus, s-au creionat ce obiective de investiție se are în vedere și din acestea o parte sunt în proces de desfășurare, altele nu. Deci, astea se. La punct la 2. Dacă vreți, aleatoriu. Uitați, iau din hotărârea numărul 6. Din 2702-2017, hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 2016. Trimestrul 4-2016, că atunci s-a hotărât, în luna a doua, februarie. Și aici, v-am spus, hotărârea a fost dusă conform hotărârii Consiliului Local, cum au dat Consiliul Local și materialul prezentat. Deci toate sunt completate, nu sunt complete, până la ultima hotărâre. Și sunt multe. Deci, multe, dacă vreți la investiții, uitați, vă dau unii o investiție, ca să... Hotărârea prin aprobarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici actualizați la 30.06.2000, reprezentând valoarea investiției și valoarea rezi de executat pentru investiția construirea grădinței nouă cu program normal cu 3 excel de grupă în sat Bârca, comuna Cotroceni, județul Bacău.
S-au redistribuit sumele între capitolele de devizul general, în vederea scoaterii la licitație, s-au trimis la Ministrul Dezvoltării, Ministrul Dezvoltării la București, la MDRP. Sau știu, alte investiții, uite ce aici. Hotărâri privind aprobarea indicatorilor economici, actualizarea investiției, construire grădini și tot cu grădini. Deci asta, mai avem și altceva, avem și aici. Hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, investiții, modernizare, drum local, 116 sat pe Mășoaia, Comuna Cotofănești. Și aici spunem în ce... Sunt într-o ședință, nu pot vorbi, te rog, te sunem. Și aici avem cu drumul local în sat Tămășoaia, s-a trimis la MDRAP pentru obținerea finanțare prin PNRL 2, Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Deci toate și mai avem podul peste Pârâu Bâlca, care l-am obținut. S-a obținut la MDRP, l-am obținut aprobare de finanțare și s-a face documentația în continuare. Deci așa mai departe. Da, mai cine vrea, le putem serocopia și le dăm să le studiați. Oricum, deci o parte sunt în derulare, o parte nu sunt început, o parte sunt în finalizare, o parte sunt dusă la îndeplinire în totalitate. Dacă aveți problemă, atunci spune la vot. Comisia. Nu, asta e informare. Nu e informare, nu trebuie informare. Să informare. Deci la controlul ăsta care a fost la prefectură, de nu am făcut paranteză. La controlul ăsta care a venit la prefectură, vine o dată pe an, din partea corpului de control al domnului prefect, s-a spus că dacă am... făcut așa ceva. Și am spus că eu informez Consiliul Local, verbal, de fiecare investiție și o analizăm în parte, că nu o aprobăm. Dar dacă trebuie și o informare, care nu trebuie hotărârea Consiliului Local, am să o fac, dacă așa spune cere legiuitorul, eu n-am să, am să mă supun ordinilor trasate. Și am făcut această informație, dar am și la prefectură să o aibă și dumneavoastră. Mai mult pentru prefectură decât pentru dumneavoastră. Dumneavoastră le știți că noi am discutat punct cu punct, voce. Știți de scoci, de asfalt și de biserică. Apoi putem trece la punctul 5, nu? Da. Da. Dăm cuvânt domnului primar să... La punct, raportul special de prin aprobarea statutului Comunii Cotofănești, județul Bacău. Ăsta iar a fost un punct prevăzut de ei la control. Adică fiecare comună trebuie să aibă un statut. Statutul ăsta este tufos și ăsta. Dacă vreți să-l citiți, eu îl pun la dispoziție. Dacă nu, aveți răbdare, citesc cap-cadă, pare. Capul e fină. Potrivit articolul 44 legii administrației publice locale numărul 15/2001, republicată, problemele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de restor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Prin expunerea de motive numărul 4796 din 13/09/2007 și la primarul Comunii Cotofănești și a proiectului de hotărâre inițiat, solicită aprobarea statutului Comunii Cotofănești prin hotărâre de Consiliu Local, ca urmare a recomandării primite la serviciul de auditori în timpul acțiunii de îndrumare, ceea ce vă spuneam, îndrumare și control efectuate în luna septembrie 2017, este necesar ca în ședința Consiliului Local Cotofănești să fie supus aprobării proiectul privind aprobarea statutului Comunii Cotofănești. Potrivit articolului 20 în ordonanța Guvernului numărul 53/2002, cu modificare și completările ulterioare, privind statutul cadru al unității administrative teritoriale, fiecare unitate administrativă teritorială își aprobă propriul statut prin hotărâre a Consiliului Local, conform articolului 36, aliniat 3, litera A din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificare și completările ulterioare. În acest sens, este necesară adoptarea unui hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Cotofănești. Expunere de motive, aici o să vă o sinteză. Este vorba de statut și ce legi stă la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Cotofănești, să ținem cont de legislația în vigoare respectiv. Două puncte. Legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată. De asemenea, legea ordonanța Guvernului numărul 53/2002, statutul cadru al unităților administrative teritoriale aprobate de legea numărul 96/2003, de asemenea s-au folosit în fundamentarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea statutului Comunii Cotofănești, hotărârea de Consiliul Local, planul urbanistic general al Comunii Cotofănești și monografia Comunii Cotofănești. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunii Cotofănești a fost structurată ținând cont de modelul statutului cadru
conform ordonanței și pe modificări și completări ulterioare. Având vederile mai sus, propun un proiect de hotărâre solicitând așa. Și aici venim cu proiectul de hotărâre. Consiliul Local al Comunii Coțofănești, primind aprobarea statutului Comunii Coțofănești. Consiliul Local analizând propunerile primarului Comunii Coțofănești cu expunerea de munte, având în vedere rapoartele pe care le-am spus, în baza prevederilor ordonanței 20, a legii 215, se propun, la articolul 1, se aprobă statutul Comunii Coțofănești de Ciubacu, conform anexii care face parte integrală din acesta, anexa fiind în spate. Da. Articolul 2, prezentă hotărâre, va fi dusă la reprezentă, publicată prin afișare la sediul primării, pe site-ul comunei, www.comunacoțofănești.ro, prin grija secretarului Comunii Coțofănești. Sunt speța domnului Sărbun Tardiana. Și aici începem cu articolul 1, acea notă cu articole și ne ducem undeva. Aici, dacă vreți, găsiți toate datele și interesante, dacă vreți. Categoria de vârstă a cetățenilor, numărul populației, suprafață, istoricul comunei, prima atestare documentară, suprafața comunei, teren arabil, teren cu vegetație forestieră. Tot, adică e o monografie rezumată, ca să zic așa. Da, e interesant statutul comunei și rangul comunei, fiecare sat de ce rang este, ce categorie. Dar dumneavoastră știți că la taxe și impozite am da. Cei din, le-am clasificat. Fiecare sat, ce rang și ce rang. Iar comuna Coțofănești e comunul de gradul 2, care asta o știți. Dacă vă interesează, același lucru poate fi xerocopiat. Comisia și... aviză favorabil în faza proiectului. Ce pune la voi, dacă este de acolo? Trecem la punctul 6. La punctul 6. Raport de specialitate prin modificare și completare inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Coțofănești de Ciubatou. Consilier superior Savi Tatiana, biroul juridic, asistență socială, secretariat administrativ și resurse umane din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău, potrivit prevederilor articolului 44 din legea numărul 215/2001, republicat în baza prevederilor articolul 21, alinia 2 din legea numărul 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coțofănești din 31, numărul 31 din 27/12/99, deci din 99 este aprobat domeniul public al primăriei, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Coțofănești, județul Bacău, completată prin HCD 31 din 18/11/2002, prin trecerea din proprietate publică în domeniul privat al suprafeței de 4.726 metri pătrați, cu HCD numărul 3 din 30/01/2006, prin completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunii Coțofănești, cu poziciile 129, 130, 131, 131, cu HCD 3 din, numărul 3 din 15/02/2008, privind însușirea modificărilor intervenite în inventar domeniul public al Comunii Coțofănești, pozițiile 133-136, HCR 32 din 24/09/2012, privind însușirea modificărilor intervenite în inventar domeniul public al Comunii Coțofănești, pozițiile 94-95-133, de la 133-141. Propun Consiliul Local să aprobe modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunii Coțofănești de Ciubacu. Expunerea de motive. Primarul Comunei, potrivit prevederea articolului 44 din legea numărul 215/2001, republicată, ținând cont de prevederea articolului 44 din legea numărul 215/2001, republicată, potrivit prevederea articolului 21 alinia 2 din legea numărul 213/98, primit proprietatea publică și regimul juridic al acestuia, cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Consiliului Local al Comunii Coțofănești 31/27 12/1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care cătuiesc domeniul public și privat al comunei. Și acum avem iar cu ceea ce am repetat aici, HCL-urile care modifică domeniul public, care l-am departat și nu are rost să vedem mai mult. Propun, chiar cu ultima poziție, la 133/4, propun Consiliul Local să aprobe modificarea și completarea bunurilor imobile ce figurează în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunii Coțofănești de Ciubacău. Și aici avem un proiect de hotărâre în care venim cu motivația. Consiliul Local al Comunii Coțofănești, în baza articolului 8, alinia 1 și 2 din legea numărul 82, din 24 decembrie 91,
contabilității, republicatul modificării și completării ulterioare, articolul 21, indice 1, articolul 2, indice 2 din ordonanța numărul 21 din 28 august 2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificări și completării ulterioare, a prevederilor articolul 3, articolul 4, articolul 18, articolul 21 din legea numărul 213/98 privind bunurile cu proprietate publică cu modificări și completări ulterioare, în baza normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, cu aprobat prin HG numărul 548 din 8 iulie 2019, deci cu hotărârea guvernului a fost aprobată de această lege. Conform prevederea articolului 37, alineat 1 și alineat 2, litera C, articolul 63, alineat 1, litera D și alinea 5, litera D, articolul 119 și articolul 120 din legea nr. 215/2009 privind administrația publică locală cu completări și modificări ulterioare, având în vedere anexa numărul 27, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cotroceni, la hotărârea guvernului numărul 397 29.03.2006 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiului orașului comunului județului Bacău, în temeiul articolului 45, alineat 1 din legea numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propus pe hotărâre. Se aprobă inventarul aferent bunurilor proprietate publică al unității administrative teritoriale al Coțofănești, însușit prin hotărârea al Consiliului Local al Comunii Coțofănești, în perioada cuprinsă între anul 1999-2017. Deci au avut loc modificări. Cei din Consiliul Vechi știu foarte bine. La articolul 2, compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Coțofănești, în termen de 10 zile de la comunicare, prezidentul va pune de acord, evidența contabilă. La articolul 2, prevederile vor fi duse la îndeplinire de primarul Comunii Coțofănești. Iată că pică nu în sarcina primarului Comunii Coțofănești. Iar aici se spune unde va fi primise de către mine. Aici e un raport de avizare al dumneavoastră și în spate aveți tot inventarul domeniului public imediat după hotărârea guvernului din 98-99 și aici aveți inventarul domeniului public cu toate modificările ulterioare. Este un dosar propriu al meu, inventarul domeniului, care, în care sunt cuprinse, dacă vă interesează. Toate, în primul rând, toate clădirile care sunt ale, școlile sunt ale noastre, știți foarte bine, școlile, căminile culturale. Dispensarul a fost și el al nostru, numai că prin o lege, în 2004, care nu s-a dat voie la vânzarea lor. Drumurile locale, aleile, drumurile ăsta, proprietățile pe care le-am cumpărat, ați văzut suprafețe de 4.725. Și asta care o luăm, tot în inventarul domeniului, nu în domeniul public, domeniul privat, că nu-mi bași la frâdic. O locere de apă. La apă, da. Că încă nu știu ceva. Da. Deci e domeniul public și privat al Comunii Coțofănești. Deci toate modificările sunt prinse aici. Și dacă aveți curiozitate să vedeți, sunt pe suprafețe, ce lățime are drumul, clădirea, ce suprafață construită. Este dosarul dumneavoastră personal? E al meu personal. Dar nu, dar are și primăria. Păi da. Are toată lumea, nu. Dar trebuie să facem cerere? Sau un verbală ca să... Se face cerere. Orice act se eliberează din cerere. Da, aveam în vedere să cunosc și eu domeniul public și privat. Absolut. E un începător fiind. Numai că... Colegii mai, mai vechi, cu experiență mai mare, mai mult în Consiliul Local, probabil, sunt domeniul public și privat. O să vă oferim un bonus, nu vă luăm bani pe xerocopiat. Și vin cu tot. Comisiile, omul acord la viză favorabilă. Bine, atunci să punem la voi, dacă sunteți de acord. Tu știi ce la diverse, domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului. Probabil le-ați cuplat. Nu. Să felicităm cu doamna Tatiana. Deschideți mai puțin ușa. Ia vedeți, vă ajutați.
Nu găseam regulamentul organizației interioare. De acolo, îl avem. Păi știam că îl avem. Nu mi l-a dat. Nu l-a ținut de acolo, dar... Da, tot în urma controlului ăsta, de corpul de control al prefectului, s-a deschis ca fiecare unitate administrativă teritorială, deci primările așa se numesc, normal, unitate administrativ teritoriale, dar total lumea fie primărie și consiliul local. Așa, s-a dispus ca să avem un regulament de ordine interioară, adică organizarea interioară a demersurilor pe care le-am făcut, a actelor, a compartimentelor și așa mai departe. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate a primarului Comunului Cotroceni, județul Bacău, conform anexei care face parte integrată din prezenta dispoziție. Este stufos și acest regulament. Articolul 3, asta de regula 3, prezentul regulament va fi într-o... Anexa 2, da, clar. Anexa 2. Prezentul regulament va fi comunicat șefilor de compartiment din aparatul de specialitate cărora le revin instanța de a reduce recunoștință salariat în subordine. Articolul 4. Pentru cei încadrați în muncă după intrarea în vigoare a prezentului regulament, aducerea la cunoștință se va face de către secretarul unității, adică a primării, a OAT-ului. Articolul 5. Prevederi prezentul regulament se întregesc cu alte dispoziții cuprinse în legislația muncii, respectiv cu prevederile din șaseful și sarcinile de serviciu. Aici e o problemă, că primarul comune, prin lege, poate, nu e obligat, poate să delege anumite și alte, în afara fișat postului, fiecare funcționar salariat, nefiind funcționar public, are fișa postului, care știe, are ce știe făcut. Dar în afara sarcinilor din fișa postului, pot să-i dau sarcini suplimentare, sau pot să-i iau sarcini. Și a fost să le redistribui al cuiva. Să le transferați de la un compartiment. Exact. Da. Nu înseamnă că le dispar. Înseamnă că le dau al cuiva. Înseamnă că acel funcționar poate să ducă la îndeplinire sau are prea multe pe cap. Și aici este acest regulament care este scris mic și foarte scufos și ăsta. O să vedeți, tot este făcut în baza legii, deci cu respectarea normelor legale. Nu fără, n-am pus noi acolo un punct în care să spunem că să vin îmbrăcați cu cravată roșie și cu pantofi de lată. Deci, din lege, cum spune legea, ne-am ghidat din legea pe care am pomenit în expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Nu e nimic ieșit din comun. Și avem un regulament de organizare și funcționare a aparatului primarului și avem un regulament de ordine interioară. Două distincte, două lucruri distincte, două entități distincte. Nu se amesteca ROF-ul, prescurtat regulamentul de organizare și funcționare a aparatului ROF-ul cu ROI. Cu ROI. Nici măcar cu ROI de al mine. Da, fiecare instituție. Comisiile aviză favorabil. Da, acum sunt până la vor, dacă sunteți de acord. Nu mai de presiunea diverse. Este bine să lămurim, pentru că văd că aici am venit crescătorii de animale și e bine că au venit. Pentru că eu n-am... Mi-am făcut o problemă privind concesionarea pășunii. Și a stat în atenția mea, dar nu avem niciun sprijin legal, niciun sprijin juridic, să spun. Pentru că mă pricep eu, dar am și alte treburi de făcut. Acum am încercat să ieșim la liman într-un fel. Ceea ce pot să vă spun ca un fapt pozitiv este următorul lucru. Că s-a făcut prea mult tantan. Și lucrurile nu stau așa cum s-a bătut avanul. Și am să vă spun, pentru că am fost curios, am întrebat cât se dă subvenție pe pășune. Dar mai întâi vă spun ce am făcut noi. Noi am căutat să scoatem ca suprafața neeligibilă. Am făcut un tabel. L-am dat un domnul Manole, că a vrut dumneavoastră să ducă. A zis, mă duc eu cu un tabel centralizat, să ne dea de la APIA, de la Onești, din suprafețele pe care l-ați concesionat dumneavoastră, dat închiriat. Că sunteți crescători de animale aici. Să-mi dea un tabel din care să rezulte. Deci, suprafața concesionată, închiriată, știam de la noi, știam noi că aveați contractul. Din acea suprafață care am scris-o noi acolo, să ne spună cât este, din cea neeligibilă ne interesa. Cât este eligibilă? Cât este neeligibilă? Iar din cea neeligibilă, cât se poate transforma în eligibilă? Asta era foarte important pentru noi. Dar este în continuare. Trebuie să găsim. Da, trebuie să găsim o soluție. Vede, bun. Ei, nu ne-au dat chestia asta. Nu ne-au dat câte. Nu poate să dea cum domnul primar, că am fost și eu acolo. Nu poate să dea ce se poate. Nu poate să dea ce se poate face eligibil. Da, ne-a spus. Asta e. Nu ne-au dat. Ce am spus-o niciunul? Nu ne-au dat. Bun, acum noi, ce facem? Uitați aici.
care este, da, avem pe ce măcar. Și vă, care acum, este? Nu, de la minister, noi am trimis la Ministerul Agriculturii, uitați-vă. Și uitați adresa care am făcut-o ca să-mi succesez. Pentru că este interesul meu și m-am interesat la direcția agricolă, peste tot, deci n-a rămas. Inclusiv cu acest control al corpului de control al prefectului, în care a venit șeful direcției juridice, domnul Scapă. Taicu a fost polițist la unul, știu, la evidența populației. Chiria. Da, este șeful direcției juridice din cadrul prefectului județului de Bacău. Și a venit domnul Gură, un om cu vechi statul de plată, fostul prefect, deci om cu experiență care lucrează, eu l-am găsit în prefectură, cred că era și dinainte de revoluție. Și am făcut câte, nici ei nu știu când am un răspuns avizat. Și acum am făcut către Ministerul Agriculturii, și am dus așa, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în atenție la direcția juridică, în atenția direcției generale politici agricole. Deci nu ne-am dus o unde. Prin prezentarea comună cu Ciuvănești de județul Bacău, voi spune pe larg problema noastră, în legătură cu închirierea pașilor comunale, cu speranța că se poate găsi o soluție legală, juridică sau de altă natură de a o rezolva. Că cineva nu impunea astăzi. Deci mai mergea la șantaj. Dacă nu supuneți Consiliului să nu plătim nimic pe cea neeligibilă, vă reclam, că știu cum să vă reclam. Reclamă, domnule, și așa m-ați reclamat în toate părțile. Eram neavut de reclamat. Nu știu dacă mai aveți un loc care nu ați reclamat. Așa. Eu și eu vă motivez că am făcut toate demersurile posibile și nu imposibile. Posibile și la care m-am gândit eu că pot să fac. Deci, ultima, ca să spun ierarhic, așa, era Ministerul Agriculturii. Dacă nici ăștia nu dă un punct de vedere ca lumea, va rămâne așa. Așa, anul acesta, în luna martie, am scos la închiriere paște din domeniul privat al comunii în suprafața de 564 hectare, după legislația actualizată la zi, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 34/2013. Asta reglementează problema licitațiilor. Și hotărârea de guvern 1064/2013, care vine în completarea la ce v-am spus, și ordin 407/2013, cu toate modificările suferite de acestea, dar după o bază de date cu pașiștea comunală din anul 1990. Deci noi suprafața asta o aveam din 1990. Cu împărțire în grupuri tardare și parcele ulterior, văzând că această bază de date nu mai corespunde realității de teren, ar fi trebuit făcut cadastru și atunci toate porțiunile de pădure tufăriș ar fi devenit suprafețe neproductive și nu ar mai fi fost scoase la licitație, dar nu am dispus de fondurile necesare. Deci noi trebuia să avem un cadastru pădut suprafața 564 și trebuia, n-am avut banii necesari și trebuia scoase toate suprafețele astea împădurite și neîmpădurite și neîmpădurite, care, adică să rămână numai suprafața pășune. Așa, o altă problemă este amenajamentul pastoral, cel pe care l-am făcut. Primul lucru pe care l-am întocmit, Direcția Agricolă, nu-i făcut de noi. Direcția Agricolă Județeană Bacău, împreună cu Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice, și poate că n-au avut experiența necesară pentru a-l întocmi corect, deoarece OSPA, o altă instituție, a stabilit tipurile de sol și lucrările astea stabilește cu tipurile de sol și vegetația care crește din cantitate și randament. A stabilit tipurile de sol și lucrările care trebuie executate pe pașiște a fost prin caietul de sarcini. Prin împărțirea pașiște în truburi identice cu baza noastră de date, care trebuie executate pe pașiște prin împărțirea asta e cam, așa. Și apoi în lucrări repetam, în UST-uri, unități de teren studiate, conform tipurilor de sol întâlnite, UST-urile care nu coincid cu împărțirea noastră în tarlare și parcele. Ulterior, direcția, noi am spus ce nu ne-am făcut, ne-am recunoscut. Direcția Agricolă Județeană Bacău a continuat elaborarea amenajamentului, dar nu a făcut corespondența între UST-uri, unități, Dumnezeule, doamne inginer, vă spun mai multe, pentru care sunt stabilite lucrările ce trebuie efectuate pe fiecare UST și tarlarele și parcele pentru a putea stabili punctul punctual pe fiecare parcelă lucrările ce trebuie executate. În aceste condiții s-a făcut o medie a veniturilor pe fiecare tub, a făcut media a unități foarte mari de suprafață, iar pentru cheltuielile cu implementarea amenajamentului lucrări ce trebuie efectuate, s-a făcut tot o medie pe fiecare trup în parte, deși ar fi trebuit calculat pe fiecare parcelă. Deci pe fiecare parcelă trebuia calculat ce lucrări necesită. Așa?
dar nu a fost posibil din cauza necorespondenței între UST-uri și parcele. Și aplicând formula din legislație, s-a stabilit un preț minim de pornire pe fiecare dintre cele 6 trupuri de pajiște din comună. Fac o paranteză. În aceeași situație cu noi este, am vorbit personal și parcă m-am mai spus, cu viceprimarul de la Dărmănești, cum e acolo unde dădea un exemplu chiar punctual, spunea că un oier, un ciuban, a închiriat 500 de hectare și ar de plătit la primărie 1.990.000.000. Vă spun, identica și în situația noastră, pentru că s-a modificat legislația, ei n-au venit cu normele legale toate, bine puse la punct, ca să facă aceste, cum să spunem, stabilirea prețului. Prețul pe fiecare parcelă în parte. Nu au venit cu normele legale, da? Aceeași chestie are Mănăstirea Cașin. Deci, nu suntem singuri. Dacă vreți, mai dau exemplu. Mă intru pe net și vă găsesc. Dar e clar că nu suntem singuri, că din start pare că nu e normal. Da, nu a fost start, dat de când s-a luat hotărâre și ar trebui să cei care sunt aici, domn primar, să... Le spun la urmă, le spun și câți bani au deprimit. Nu deprimit. Și faptul că în ședință, când am aprobat... Dar știți care e culmea? Că și în condițiile astea au bani de primit, sunt pe excedent. Păi e foarte bine, dar se interpretează că nu s-au luat poziție, că noi nu ne-am interesat la început. Haideți să terminăm la adresă, că e lungă al anii. Așa, nu, ca să vă spun ce cerem noi, că ne cerem ca să vă... În ce se condiță, așa. Problema este că la licitație nu s-a prezentat o asociație care fiind chiarat taxa toată suprafața. Adică dacă era o singură asociație la toată suprafața, era mult mai sigur. Și s-au prezentat cetățenii comunii în nume propriu, în funcție de număr de animale deținute de fiecare și în final s-au închiriat suprafețe de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 de hectare. Adică fiecare de la lor, 2 hectare, care au luat sub 2 hectare, s-au deja le s-au anulat. Din această cauză, unii au nimerit pe suprafețe total sau parțial împăduite, pline de tufăriști, deja noi spunem mai mare problemă. Improprie pășunatului, precum și pentru care au dat de plătit chirie, stârnind revolta cetățenilor, asta datorită faptului că nu este cadastru făcut și pe și aceste suprafețe ar fi fost etichetate ca neproductive și nu ar fi fost când la licitație. Baza noastră de date veche, din nou, deci nu mai corespunde realității. Au fost în litigiu mai mult timp în care nu s-au mai făcut lucrări și foarte mult ar trebui încadrată la categoria neproductivă, adică vorbe de pășune, de suprafață. Prin contractul de închiriere, cetățenii au obligația curățirii a 10% din suprafață, deci vorbe de cei care au încheiat, în fiecare an. Dar o suprafață împădurită, dacă o defrișesc cu acordul ocolului civic, îți se face covorul vegetal în 5 ani. Deci cei care au nimerit acolo unde au pădure, ca să dai, dar pădure nu de asta, așa, 5 cm diametru. Deci dacă e gros, în 5 ani de beau poți să le da... Noi spunem fiecare, o poți să le da ca și pășune. Bine, cu acordul fie marcată vegetația forestieră de acolo. Așa. Deci, mai puțin de 5 ani, tip în care nu pot pășuna animale, cetățenii au de plătit chiriei și nici nu sunt suprafeție eligibilă la APIA ca să poată încasa subvenția. Noi am spus exact ceea ce vă doare pe dumneavoastră. Nu s-a putut respecta nici ultimul model de contract conform ordinului 571/2015, care spune că obiectul contractului, deci aveau un contract cadru, dar nici pe ăla nu a putut respecta. Pentru că nu era cu obiectul, și spune așa, la articolul 1. Obiectul prezent contractul constituie închirierea pajiștei aflate în domeniul public privat al comunei, orașul respectiv al municipiului, pentru pășunatul unui număr de puncte-puncte, specia puncte-puncte și situate în blocul fizic, puncte-puncte, tarlaua puncte-puncte, în suprafața de puncte-puncte, identificat prin număr cadastral, puncte-puncte și în schița anexă, care face parte din prezentul contract, ceea ce presupunea iarăși cadastru făcut corelare între baza noastră de date și APEA, care lucrează cu blocuri fizice. Deci e încurcată, ca ghiveciu călăresc. Și cetățeanul ar fi știut dinainte de licitația amplasamentul cu exactitate al pașii pe care dorește să liciteze. Adică cetățeanul știa exact care e eligibilă și care nu e eligibilă. Ceea ce nu s-a știut. Noi am adaptat contractul la trupuri tarlare, parcele, conform bazei noastre de date și cetățenii care s-au interesat au știut doar cu aproximații unde va fi amplasamentul pașiștei pe care au licitat. Ulterior ne-am dat seama că nu o să putem verifica corespunzător lucrările efectuate pe paște. Deci vorba de noi. Deci îndeplinirea de către locatar a cerințelor contractuale, deoarece lucrările au fost stabilite pe UST-uri, nu pe parcele.
de către DGAT, deci Direcția Agricolă Județeană a făcut pe UST-uri și nu pe parcele. În aranjamentul pastoral pe care l-a făcut. Deși inițial nu am avut contestații la licitație și marea majoritate a cetățenilor au semnat contracte de închiriere, după delimitarea cu GPS-ul asupra fiilor închiriate, în vederea predării acestora către locatări, au apărut nemulțumirile și dorința de reziliere a contractului și tot atunci... Scuzați. Sunt într-o ședință, nu pe doamne. Cu GPS-ul închiriat în vederea prezentării care locatorii au apărut nemulțumiri și dorință de reziliere a contractului, atunci ne-am dat și noi seama de necesitatea obiectivă a cadastrului și de faptul că nu vom putea implementa amenajamentul pastoral. Deci ne fiind făcut corelat cu ce aveam UST-urile cu parcele. În aceste condiții noi am dorit anularea licitației. Noi cerem, primăria, noi cerem anularea licitației și rezilierea contractelor la toți care au făcut. Deși la unii vă spun că o să le combină cu închiderea, da? Rezilierea contractelor până la efectuarea cadastrului paștelor comunale și corectarea amenajamentului pastoral, cetățenii urmând ca să plătească, ca și până acum, taxă de pășunat, cu un fițar puțin local, 150.000 de vacă și în funcție de numărul de animale deținute sau diminuarea prețului pentru suprafețele neeligibile, că dați nu plătiți deloc, nu se poate. Sau orice altă modalitate legală de a corecta cele întâmplate și de a stopa nemulțumirile cetățenilor în mare parte întemeiate. Vă rugăm să ne ajutați să găsim o soluție legală la problemele expuse, să o adoptăm prin hotărârea Consiliului Local și vă mulțumim anticipat pentru orice informație suplimentară, persoană de contact, doamna Miftode Manuela, pentru că dumneavoastră se ocupă de achizițiile publice, s-a ocupat de dosarul licitației. Deci noi așteptăm punctul de vedere, uitați, aici este semnătura mea, asta a transmis recomandat cu pareu corespuns practic, așteptăm punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, la Direcția Pajiști și Politicii Agricole. Deci noi în asta cu mâine sunt, pentru mine nu era indiferent. Ce pot să vă spun acum? Că eu acum, cum m-a telefonat domnul și a văzut, adică v-a avut șantaj, că dacă nu vom putea Consiliul Local să nu se plătească în nicio loc suprafețele neeligibile, nu contează că aia neeligibilă se poate transforma în eligibilă. Deci nu. Ce e neeligibilă nu se plătească deloc. Eu aș putea propune dumneavoastră Consiliul Local, ne vin informați ca lumea, ridicați mâna. Și dacă vine curtea de cont și ne impută sumele astea, care e mare, suprafața asta, plătește Consiliul Local. Nu primarul, atenție. Eu propun atâta. Dumneavoastră plătește. Și de asta vă spun că se folosesc niște presiuni asupra mea, foarte urâte, imorale și neortodoxe. Și ilegale, nici nu... Dar acum, spre a dumneavoastră informații, pentru că am primit tabelul de la APIA, aici este, câteva contracte nu mai sunt deloc pentru că sunt în suprafețe total pădurite și au picat, mai sunt total 17 contracte. Și azi vă spun cum stă situația. Vă arăt că se merge pe excedent. Scoate de noi personal, e făcut situația de mine. Când vineți dumneavoastră la ședință, făceam situația, lucram la situația asta. Și am luat Chifor Samuel. Aici deja e la... E aici, tu ești. Tu. Da. Care v-ați bătut în licitație. Tu ești, parcă, Nicule, nu? Da. Eu. Da. Ei, la ei făcusem un calcul, trebuia, nu știu că n-am făcut. Chifor Samuel a concesionat de 7,35 de hectare, în parcele diferite. Suprafață eligibilă 22,35 hectare, ceea ce mi-a dat APIA, nu-s de la mine. Neeligibilă? Sunt 15 hectare. Ceea ce nu ne-a dat ei, repede, acum nu ne-a dat ce se poate transforma în eligibil în cele 15 hectare. Nu are situație, de asta trebuie mult. Aveți de plătit la primărie 177 de milioane. De primit pe suprafața eligibilă. Și acum vă spun și prețul. S-a vehiculat, că a zis că m-am fost... 90, a fost vorba de 95 de euro. Dar acolo se adaugă înverzire la și se ajunge la 145 de euro. Câte e hectarul? 145 de euro. Care știți altcineva ceva? Eu știam de 150-160 de euro. Nu. Dar a început să a vehiculat 180. Exact câte hectarul pe porumb, pe lucernă, pe toate celelalte. E egal. 145 de euro. Da, domnule, da. Atâta. Da. Ei, cu 145 de euro am făcut calculul, aveți de plătit 177 de milioane și primiți 148 de milioane. Diferența este de
de 29 de milioane, care ar trebui, rămâneți în deficit dumneavoastră, la asociația dumneavoastră. Dar acolo, vă spun eu de ce, că nu rămâneați nici dumneavoastră în deficit. V-ați hazardat în licitația aia, pe care știți foarte bine, și v-ați contrazis la preț. De la 2 milioane ați ajuns la 6 milioane pe hectare. Și dacă mai continuau așa, ajungeați la 10 milioane pe hectare. Ceea ce nu-i vina primarului, nici a comisiei de licitații, este numai orgoliu și îngânfarea dumneavoastră. O spun direct. Și eu am ieșit aici, exact în capul ușii acesteia, când licitați și vă mai opreați și am spus, opriți-vă! Că ajungeți la sapă de lemn. Domnul primar, cunoașteți și noi lucrurile astea. Bun, păi dacă le cunoașteți, de astea ți le spun. Le spun. Aveți 29 de milioane. Ați văzut punctul nostru ce cerem? Să nu plătiți neeligibil. În condițiile în care nu se plătește deloc. Dacă spune cei de la minister când se plătească deloc, nu plătiți deloc. Să vedem punctul lor de vedere. Deci în condițiile în care veneați cu 2 milioane, ieșați pe excedent. Dacă veneați la licitați cu 2, 3, 4, ieșați și vă rămâneți un bănuț în buzunar. Bun. Uitați, la Bășic Văsile, a nimerit 10,31 de hectare concesionate, toate sunt eligibile. Da, dar sunt eligibile, dar nu are atât de animale pentru 10 hectare. Doamne, îi declarat și s-a luat din registrul număr, nu puneți mai întrebarea. Mi-a venit și control. S-a luat și control. Așa, l-ai găsit. Numărul de animale, deci dumnealui... Cât o să fac, aveam și nu mai am nevoie de niciun fel de... Dumnealui cât are de plătit și cât are... Așa, de aici, eligibile are de primit. Are 68 de milioane și de dat la primărie 21 de milioane. Ia câtă deodată rămâne 47 de milioane. Lucru pe care... Dar nu stai să spun la fiecare. Nu, la licitație eu am făcut apel atunci. Hai să ne înțelegem dinainte pe cine ducem. Să împărțim și ce e bun și ce e rău. Am mai făcut o ședință înainte. Ei, bun! Hai să trebuie la o înțelegere. Din nefericire n-a s-a... Nu, haideți să vă mai explic în fața. Vedeți că numai două persoane rămân pe pierd. Uitați. Așa. Bunin Ion. Anunțul. A concesionat 15, dacă e ceva, mă contradiceți, dacă e vreodată care nu vă corespunde. Că le-am de la APIA și din contractele dumneavoastră. Aveți 15,74 hectare. Eligibil 12,25, da? Neeligibil 3,49 hectare. Foarte puțin. Așa, dumneavoastră, ca bunin care aici ne-am făcut pe tabelul nou, dar eu de aici, aveți de primit 81 de milioane și aveți de dat la primărie 35 de milioane. Ia câte că aveți un beneficiu de 50 de milioane, 51 de milioane. De, uitați-vă, uitați, în cazul licitației care contestă dumnealor. Dar vă spun eu la urmă, dar uitați, domnule, cum rămân cu excedent, dar nu s-au contrazis în licitație. Dar nu i-am învățat eu să bată dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați venit să lecția de bătare. Stați așa. Voi cu Florin, aici rămâne voi. Voi cu Florin are 6 hectare, da? Eligibil nu aveți decât 3,69. Eligibil? Nu, pardon, scuzați. Aveți 1,22 eligibil. Scuzați, nu. În greșit am înțeles. Îmi convenea. Și neeligibil aveți 3,69. Aveți de dat la primărie la 13 milioane și primiți numai subvenții numai 8 milioane. Diferență de 5 milioane. Deci dumneavoastră este roșu cu el până acum. Bun. Stai să citesc, chiar vă rog, vreau să citesc la fiecare. Manole Neculai are închiriate 32,20 hectare, are eligibile 21,22 de hectare, are neeligibil 10 hectare 93, are de dat la primărie 71 de milioane și 140 de milioane. Deci aveți 69 de milioane, excelent. Și tot nemulțumit. Cel care cel mai nemulțumit. Nu, iar dumneavoastră a zis să nu plătesc deloc neeligibil. Deci, gata, nu plătești deloc, adică să rămâne să plătească numai eligibil. Adică trebuie să plătească o sumă infimă. Bun. Grădinarul Romeo, am luat pe toată lumea ca să am 8 hectare concesionate, 2,82 eligibil, 5,8 neeligibil. Foarte prost a ieșit și el. Cu toate astea nu are de plătit, rămâne cu 1 milion. Trebuie să dea la primărie 18 milioane și încasează 19 milioane. Mai rămâne și el cu 1 milion. Bun. Văsioiul Marius, care făcea și el tam-tam prin jurul domnului Manole. 15,66 hectare, 7,73 are eligibil, 7,93 neeligibil, are de dat la primărie
31 de milioane și a 51 de milioane. Plus 20 de milioane, rămâne excedent. Îi rămâne buzunar. Așa. Ca să vedeți că dracul nu e chiar așa de negru. Bărțatul Neculai. Și dumneavoastră tot așa un nemulțumit. Rămâne cu bani. Are 15,32 hectare concesionat, așa este. 7,13 aveți eligibil, 8,9 neeligibil. Aveți dădea de la primărie 31 de milioane și încasați 47 de milioane. Rămâneți cu 16 milioane. Deci în plus. Ar fi puțin e altă treabă. Coasta, dar am o coasta acolo care n-am voie să o devizez. Bun, am înțeles. Noi am cerut punctul, dar vă ce am cerut acum. La cel neeligibil să nu plătiți deloc sau să plătiți diminuat. Am un două lucruri care n-au fost izlați în viață acolo. Toate chestia că ieșiți cu 16 milioane în profit. Dar nu e vorba de profit, era vorba ce pot curăța, că acolo n-a fost izlați. Noi asta cerem la direcția agricolă, mai înainte a fost atent ce am cerut eu. Pe mine nu mă interesa. Bun. Eu vreau să vă spun cum să vedeți situația acum, chiar dacă nu ne aprobă direcția agricolă modificarea. Asta e vorba. Bun, Stănică Gheorghe la Borșan. Închiriat 19,98 hectare, eligibil 6,91, neeligibil 13,07, trebuie să dea la primărie, 40 de milioane, primește 46 milioane, are un excedent de 6 milioane. Dan Cătălin Mihai, s-a închiriat mult, a închiriat 57,58 hectare, eligibil este 21,26, neeligibil 34,32, are de dat la primărie 127 de milioane, încasează 160 de milioane. Ia 37 milioane. Așa, ca să vedeți dumneavoastră că nu-i dracu așa de negru. O parte din ăștia nu-i convine să rezideze contractul. Vă spun eu, noi am cerut și reziderea contractului, almânarea. Și mai bun așa. Șufan Aron. Să vedeți Aron ce de... Dar la Aron a fost singur, împădurită. Șufan Aron, 46,98 hectare, 10,31 este eligibil atâta. 36,67 neeligibil. Dar ce se întâmplă? E prețul mic, 500 pe hectare. Boiște. Așa, are de dat la primărie 23 de milioane 500 și are de primit 68 de milioane. Ia, mă, 43 de milioane 500. Pădure Ion. Are 32,3 hectare și asta trebuie pe oră pe undeva. Are 12,39 eligibil, 19,91 neeligibil și în condițiile astea cu 19,91 neeligibil, are de plătit 71 de milioane și 82 de milioane. Deci 11 milioane excedent. Profit. Eu îi spun profit, dar impropriu zis profit. Eu spun excedent cel mai bun termen. Asociația Tămășoaia, e vorba de Marcel, de David, cu asociația. Au concesionate 28,57 hectare, au 21,57 eligibile. E bine, pentru că a fost cu asociația, asociația totdeauna este mai bine. Are 6,68 neeligibile. Are de dat 127 de milioane, are primit 142 de milioane 200, are un excedent de 15 milioane. Nu e mare lucru, dar e, la suprafața care e. Așa. Ivancescu Gheorghe are 8 hectare, 5,72 are eligibile, 2,28 hectare neeligibile, are de dat la primărie 18 milioane, are primit 38 de milioane, excedent de 20 de milioane. Vasile Simona, 8 hectare, 2,44 eligibile, 5,56 neeligibile. Poftim? Zic, aș știu domnul director ce să facă. Nu, domnul director. Asta e treaba. Are de plătit la primărie 18 milioane și aici iar e cu, din buzunar. Și Vasile Simona are de primește numai 16 milioane. Are 2 milioane rămâne în mesă. Cei cu roșu din tot tabelul, cei cu roșu, mai am două de cazuri, trei cazuri, au de plătit la primărie. Odată 2 milioane, 5 milioane și 22 milioane. În cazul nostru, v-am spus cu chestia că v-ați arătat în licitație. Eu încă o dată este părerea mea. Dar dumneavoastră nu vreți să o ascultați. Așa. Ei, noi am cerut, ai căzut tu, nu ai fost atent. Eu, domnul Ivancescu, Laurențiu și Romică, am luat ce-o rămas. Da, da, da. Deci noi am luat ce-o rămas. Deci și în condițiile actuale, dracu nu e așa de negru. Și noi mai mult de bani. Dar ce nu știu, ce n-ați făcut dumneavoastră, cei care... Eu acum, ca un primar care îmi place să cunosc toate situația, să o țin sub control al comunei, am umblat pe toate pășunile astea și vreau să vă spun că din toți care aș concesiona, că acum sunt neeligibile,
Nu toată suprafața care este ineligibilă nu se poate transforma în eligibilă. Nu ați respectat, noi putem rezilia contractul rezident, ce zic aia? Că nu ați respectat, n-ați venit la noi cu notificare să ne chemați, să ne arătați că ați început să curățați cei 10%. Ne chemându-o, aveți o cai de lucru în care faceți, trebuie să țineți evidența lucrărilor, să ne notificați, să ne chemați. Nu ne-a chemat niciunul. Deci putem rezilia contractul și pe chestiunea asta. La anul, cei care ați curățat, de asta vă spun, ca un primar care mă respect și vreau să-l cunosc foarte bine, Tarlaua pe care lucrez, deci în speță teritoriul comunii, m-am uitat și eu și n-am văzut fraților. La Tămășoaia n-am văzut, degeaba de sus, n-am văzut nicio măcieș tăiat, nici o tufă de măcieș. Pe partea asta, la altă, pe zona asta, în singurul care au lucrat domnul Ioncescu, Olimpia Grădinaru, Luțu Bunun, Laurențiu și Laurențiu. Și au făcut zghiară. Și tu pe zghiară. Și el pe zghiară, atât. În rest, nimeni n-a tăiat un pic. Nu știu, domn primar, că am curățat în coajă pe el. Nu știu, scuză-mă, n-am ajuns acum. N-am ajuns. Dar e vina dumneavoastră. Încă o dată, stați un pic. Toată lumea are răbdare să aștepte, dumneavoastră văd că nu aveți răbdare. Sunt de singurul de mulțumesc. M-au luat călturile, domn primar. Cum să nu? Așa. Ăștia care sunt în băia neagră, izbiți în noi și înșelanții sunt dați la suprafață. Dom'le, de ce am curățat? Băi, fraților, sunteți aici unul, sunteți și invitați. Cu ce am izbit eu în Dumitare? Ați izbit, domnule. Cu ce, domnule? Eu sunt cea mai periculoasă oaia comună este aici așa. Eu trebuie să vând viței în graș, ca să plătesc așa cu domnul Gigi Băcescu și domnul David Băcescu. Și atunci de ce dai în mine, domnule? Domnul primar, dumneavoastră era singura persoană care putea să planați lucrurile, să fie o pace în primărie asta. Nu se intri ca să ne batem, să ne urâm unul, să ne urâm. Domnule, am vrut să mă opresc, domnule, am mai înainte. Lasă, domnule, că sunt oameni cu grad mai mari. Care poate justifica chestiile astea. Mă doare că sunt persoana care lucrez foarte mult și sunt terminat. Trebuie să vând viței. Două întrebări și terminăm. Da. Cu ce am influențat tu? Putea dumneavoastră să știa situația. Adică care? Situația fiecare. Trebuia dumneavoastră ca și primar. Înțelegi? Să spune să nu ne țineți la care nu te duc așa să mi-o ani. Nu să vă fac o mai cerpiți noi. Am încheiat discuția, gata. Gata, am încheiat. Nu vă place. Deci, da, una peste alta, așteptăm punctul de vă rugăm să terminăm. Noi nu facem un dialog în doi. A fost de ajuns. Așa. Bine, vă mulțumim. Pentru prostia care ai făcut-o dumneavoastră, nu repară cu mine. Asta e ca prostia mea a fost. Atât. Cine a licit așa seminar?